Dumnezeu îngăduie să se facă acum o zguduitură puternică. Vin ani grei, vom avea încercări mari, să o luăm în serios să trăim duhovnicește. Împrejurile ne silesc și ne vor sili să lucrăm duhovnicește. Și este bine să facem aceasta cu bucurie și de bunăvoie, iar nu cu mâhnire de nevoie. Mulți sfinți ar dori să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască. Eu mă bucur că unii mă amenință că mă vor curăța, fiindcă vorbesc și le stric planurile. Noaptea târziu, când aud din chilie pe careva strigând sărind gardul, inima îmi bate dulce. Dar când strigă a venit telegrama să faci rugăciune pentru cutare bolnav, îmi spun aceasta a fost, s-a dus și această ocazie. Nu pentru că m-am îngreuiat de viață, ci mă bucur de moarte. Să ne bucurăm că ni se dă această ocazie astăzi. Are o răsplată foarte mare. Mai demult, când se pornea vreun război, chiar și cel care era în apărare mergea să se lupte pentru apărarea patriei, a neamului său. Astăzi nu mai mergem să ne apărăm patria sau să ne luptăm ca să nu ne ardă barbarii casele sau să ne ia sora și să o recinstească, nici nu mergem pentru vreun neam sau pentru vreo ideologie, ci acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavolul. Frontul este clar. În timpul ocupației germane deveneai un erou dacă nu salutai un german. Acum devii erou dacă nu saluți pe diavolul. Oricum, vom vedea evenimente înfricoșătoare. Se vor da lupte duhovnicești. Sfinții se vor sfinți și mai mult și spurcații se vor spurca și mai rău. Cu toate acestea, înăuntru meu simt o mângâiere. Aceasta este o furtună și numai nevoința are valoare, pentru că acum nu avem vrăjmași pe Ali Pașa sau pe Hitler sau pe Mussolini, ci chiar pe diavolul. De aceea vom avea și răsplată cerească. Fie ca bunul Dumnezeu să pună în valoare răul prefăcându-l în bine. Amin.